Ție de ce ți-e frică? Frică de vorbitul în public? Impunerea punctului de vedere? Luarea de decizii? Intimitate? Schimbarea locului de muncă? Singurătate? Înaintarea în vârstă? Șofat? Pierderea unei persoane iubite? Ruperea unei relații? De una din cele de mai sus? De toate? Poate ai putea să mai adaugi câteva pe listă. Nu contează. Nu ești singurul. Frica pare să fie o epidemie în societatea noastră. Ne e frică de începuturi. Ne e frică de sfârșituri. Ne e frică de schimbare. Ne e frică să nu rămânem blocați. Ne e frică de succes. Ne e frică de eșec. Ne e frică să trăim. Ne e frică să murim. Oricare ți-ar fi frica, audiobook-ul de față îți va oferi revelații și unelte cu care să-ți îmbunătățești semnificativ capacitatea de a face față oricărei situații. Vei trece dintr-un loc al durerii, paralizării și depresiei, sentimente care însoțesc adesea frica, într-unul al puterii, energiei și entuziasmului. Vei fi poate surprins și încurajat să afli că, deși incapacitatea de a-ți învinge frica poate să pară o problemă psihologică și să o simți așa, în cele mai multe cazuri nu este. Eu cred că este în principal o problemă de educație și că prin reeducarea gândirii vei putea să accepți că frica e un simplu fapt al vieții, nu o barieră în calea succesului. Asta ar trebui să fie o ușurare pentru voi toți cei care vă întrebați ce e în neregulă cu mine. Convingerea mea că poți depăși frica prin reeducare provine din propria experiență. Când eram mai tânără, eram întotdeauna copleșită de frică, așa că nu e surprinzător că ani de zile m-am agățat de multe aspecte din viața mea care clar nu erau potrivite pentru mine. O parte din problema mea o constituia mica voce din mintea mea care îmi tot spunea: ai face bine să nu-ți schimbi situația, nu mai există nimic pentru tine, n-ai să reușești de una singură. Știi despre ce vorbesc? Vocea care îți tot reamintește: nu risca, s-ar putea să faci o greșeală, mamă, ce rău o să-ți pară! Frica mea nu părea să slăbească și n-aveam nicio clipă de liniște. Nici chiar doctoratul în psihologie n-a părut să mă facă mult mai bună. Și apoi, într-o zi, pe când mă îmbrăcam să merg la muncă, s-a întâmplat să mă uit în oglindă și să văd o priveliște binecunoscută, ochi roșii și umflați din cauza lacrimilor de autocompătimire. Dintr-o dată, furia a erupt în mine și am început să țip la propria reflexie. Ajunge, ajunge, ajunge! Am țipat până ce am rămas fără energie și fără voce. Când m-am oprit, am simțit o senzație ciudată și grozavă de ușurare și calm, cum nu mai simțisem niciodată. Fără să-mi dau seama atunci, intrasem în contact cu o parte foarte puternică din mine însămi, despre care nici măcar nu știusem că există înainte de acel moment. M-am mai uitat odată lung în oglindă și am zâmbit, dând din cap în semn de da. Vechea voce familiară a nenorocirii și mâhnirii a fost amuțită, cel puțin temporar, și o nouă voce s-a făcut auzită, una care vorbea despre putere, iubire, bucurie și tot ce e bun. În acel moment am știut că nu voi lăsa frica să mă acapareze. Voi găsi o cale să scap de negativismul care predomina în viața mea. Astfel, odiseea mea a început. Un înțelept din vechime a spus odată: când învățăcelul e pregătit, va apărea și învățătorul. Învățăcelul era pregătit, iar învățătorii apăreau peste tot. Am început să citesc, să particip la workshop-uri și să vorbesc cu toți oamenii dispuși să mă bage în seamă. Urmând cu sârguință fiecare sugestie și exemplu, m-am dezvățat de gândirea care mă ținuse prizoniera propriilor insecurități. Am început să văd lumea ca pe un loc mai puțin amenințător și mai plin de bucurie. Am început să mă văd pe mine ca pe o persoană care avea un scop și am cunoscut pentru prima oară în viață ce înseamnă iubirea. În acest punct, am început să observ că mulți alții se luptau cu aceleași bariere pe care eu învățasem în sfârșit să le dau la o parte, principala barieră fiind frica. Cum puteam să-i ajut? Dându-mi seama că procesele care îmi transformaseră viața țineau de educație, în esență, am fost convinsă că aceleași tehnici pe care le folosisem eu
puteau fi învățate de oricine, indiferent de vârstă, de sex sau de mediul de proveniență. Am putut să-mi testez teoria în lumea reală, predând un curs la The New School for Social Research în New York City, numit Chiar dacă ți-e frică, acționează. Cursul era descris astfel. De câte ori riscăm și intrăm pe un teritoriu nefamiliar sau ne afirmăm în lume într-un mod nou, simțim frică. Adesea această frică ne oprește să ne trăim viețile mai departe. Secretul este, chiar dacă ți-e frică, acționează. Împreună vom analiza barierele care ne opresc să ne trăim viața cum am vrea. Atât de mulți dintre noi evită să dea piept cu problemele din viață, alegând calea cea mai comodă. Prin lecturi, discuții la curs și exerciții interesante, vom învăța să ne identificăm scuzele pentru care rămânem blocați și să ne dezvoltăm tehnici prin care să preluăm controlul asupra propriilor vieți. Experimentul meu, constând în scoaterea conceptului de frică din domeniul terapiei psihologice și aducerea lui în domeniul educației, a avut un mare succes. Cursanții mei au fost uimiți de modul în care schimbarea propriei gândiri le-a schimbat viața ca prin farmec. Conceptele au funcționat și pentru ei, cum au funcționat și pentru mine. Și în mod deloc surprinzător, cursanții mei mi-au devenit și profesori. Mi-au reconfirmat și au contribuit la fondul meu de cunoștințe când le-am ascultat cu atenție experiențele de viață. Aceia dintre voi care ascultă audiobook-ul de față au admis că oriunde s-ar afla în viață în acest moment, nu este chiar locul în care ar vrea să fie. Ceva trebuie schimbat și până acum n-ați putut să faceți pașii spre schimbare. Nu contează în ce situații vă aflați. Sunteți gata să preluați controlul asupra propriei vieți. Nu vă promit că schimbarea este ușoară. E nevoie de curaj să-ți modelezi viața așa cum ai vrea să fie. Există tot felul de obstacole reale și imaginare care vă stau în cale. Acestea nu trebuie să vă slăbească hotărârea. În călătoria voastră prin audiobook-ul de față, vă veți familiariza cu multe concepte, exerciții și cu alte mecanisme care să vă ajute să descâlciți complexitatea temerii și să vă ajute astfel să-i faceți față. Veți învăța cum poate fi imposibil să faceți o greșeală sau să luați o decizie greșită. Cum să renunțați la programarea negativă. Cum că este imposibil să fiți înșelați. Cum să spuneți da tuturor situațiilor din viețile voastre. Cum să vă creșteți nivelul respectului de sine. Cum să deveniți mai hotărâți. Cum să vă conectați la energia din interior. Cum să dați naștere la mai multă iubire, încredere și satisfacție. Cum să faceți față rezistenței din partea oamenilor importanți din viețile voastre când preluați controlul asupra propriilor vieți. Cum să simțiți mai multă bucurie. Cum să vă faceți visurile să devină realitate. Cum să vă percepeți ca având un scop și un rost. Pe măsură ce asculți, notează acele părți din audiobook care îți vorbesc ție, astfel încât mai târziu să poți să găsești pasajele esențiale care să te ajute să înfrunți situațiile noi ale vieții. E nevoie de multă forță interioară ca să înglobezi concepte noi în comportament, așa că dedică-te efectuării de exerciții. Gradul de progres simțit va depinde de cât de mult ești dispus să participi în mod activ. De asemenea, cu cât te implici mai mult, cu atât mai mult te vei distra. Vei fi uimit și mulțumit de satisfacția simțită pe măsură ce faci fiecare mic pas înainte. Nu contează gradul de nesiguranță pe care îl simți. O parte din tine știe că, în lăuntru, ai multe chestii grozave, care abia așteaptă să iasă la lumină, iar acum este momentul perfect să deschizi ușa pentru puterea și iubirea din lăuntrul tău. Sunt pe cale să predau un alt curs despre teamă. Clasa e goală. Îmi aștept noul grup de cursanți să apară. Nervozitatea legată de predarea acestor cursuri mi-a dispărut de mult. Nu numai că l-am predat de multe ori, dar îmi cunosc deja cursanții dinainte să-i fi întâlnit. Și ei sunt la fel ca noi toți. Cu toți încearcă să facă față cât mai bine și cu toții sunt nesiguri dacă sunt destul de buni pentru asta. De fiecare dată e la fel. Poți să simți tensiunea pe măsură ce cursanții intră în sală
se așează cât mai departe posibil unul de celălalt, până când locurile dintre ei trebuie ocupate din lipsă de spațiu. Nu vorbesc unii cu alții, dar stau jos neliniștiți, în așteptare. Îi iubesc pentru curajul de a admite că viețile lor nu merg așa cum ar vrea ei să meargă. Iar prezența lor la curs înseamnă că sunt gata să facă ceva în privința asta. Încep prin a face ocolul sălii, cerându-i fiecărui cursant să ne spună nouă celorlalți cu ce este dificil să se confrunte în viață. Poveștile lor se derulează. Don vrea să-și schimbe cariera de 14 ani și să-și urmeze visul de a deveni artist. Mary Alice e o actriță care vrea să descopere de ce găsește tot felul de scuze, ca să nu participe la audiții. Sarah vrea să părăsească o căsătorie de 15 ani. Teddy vrea să-și depășească teama de îmbătrânire. N-are decât 32 de ani. Jean e o femeie în vârstă care vrea să-și înfrunte medicul. Se poartă cu ea de parcă ar fi copil și nu-i dă niciodată răspunsuri clare. Patty vrea să-și extindă afacerea, dar nu poate face saltul necesar spre următorul pas. Rebecca vrea să-și înfrunte soțul în legătură cu aspecte care o deranjează. Kevin vrea să-și depășească teama de refuz, care creează dificultăți în a-i cere o întâlnire unei femei. Lori vrea să știe de ce e nefericită, de vreme ce are tot ce și-ar putea dori cineva în viață. Richard e pensionat și se simte nefolositor. Se teme că viața lui s-a sfârșit. Și tot așa până poveștile tuturor sunt ascultate. Sunt fascinată de ce se întâmplă în timpul povestirilor. Pe măsură ce fiecare persoană împărtășește cu ceilalți din inimă, întreaga atmosferă începe să se schimbe. Tensiunea se stinge repede și pe fața tuturor se citește ușurarea. Mai întâi, cursanții mei încep să-și dea seama că ei nu sunt singurii oameni de pe lume cărora le e frică. Apoi încep să vadă cât de atractiv devin oamenii când se deschid și își împărtășesc simțămintele. Cu mult înainte ca ultima persoană să fi vorbit, o senzație de căldură și camaraderie străbate sala. Nu mai sunt niște străini. Deși mediile de proveniență și situațiile în care se află cursanții sunt foarte diferite, nu trece mult până când straturile de suprafață ale poveștilor lor dispar, deschizând pentru toți calea de a interacționa la un nivel foarte uman. Numitorul comun îl reprezintă faptul că frica îi oprește pe toți să-și trăiască viața cum ar dori să o trăiască. Scenariul de mai sus se repetă la fiecare curs despre frică pe care îl predau. În acest moment s-ar putea să te întrebi cum de un singur curs poate să cuprindă toate temerile diverse comunicate de către cursanți. Nevoile lor par atât de diverse. Este adevărat, par diverse, până când săpăm un pic mai adânc și ne uităm la cauza de dedesubt a temerilor lor și ale tuturor celorlalți. Frica poate fi defalcată pe trei niveluri. Primul nivel îl reprezintă povestea de suprafață, așa cum sunt cele descrise mai devreme. Acest nivel al temerii poate fi împărțit în două tipuri, cele care se întâmplă și cele care au nevoie de acțiune. Iată o listă parțială de temeri de nivel 1, împărțite în aceste două tipuri. Cele care se întâmplă, înaintarea în vârstă, invaliditatea, pensionarea, singurătatea, copiii care pleacă de acasă, dezastre naturale, pierderea siguranței financiare, schimbarea, moartea, războiul, boala, pierderea unei persoane iubite, accidentele, violul. Cele care au nevoie de acțiune, reluarea studiilor, luarea deciziilor, schimbarea carierei, legarea de prietenii, sfârșitul sau începutul unei relații, mersul la medic, impunerea punctului de vedere, slăbitul, interviul, șofatul, vorbitul în public, comiterea unei greșeli, intimitatea. S-ar putea să mai ai și tu câteva de adăugat pe listă. După cum am lăsat să se înțeleagă mai devreme, n-ai fi singurul care și-ar spune unele dintre acestea sau toate. Există și un motiv pentru asta. Una dintre calitățile subtile ale temerii este tendința acesteia de a se răspândi în multe sectoare ale vieții noastre. De exemplu, dacă ți-e frică să-ți faci prieteni noi, e logic așadar că s-ar putea să-ți fie frică și să mergi la petreceri, să ai relații intime, să aplici pentru locuri de muncă și așa mai departe.
Asta este mai evident când afli care este cel de-al doilea strat de frică, ce arată diferit de cel de nivel 1. Temerile de nivel 2 nu sunt legate de situații. Acestea implică eul. Temerile de nivel 2 sunt refuzul, succesul, eșecul, vulnerabilitatea, să fii înșelat, neajutorarea, dezaprobarea, pierderea imaginii. Temerile de nivel 2 au legătură mai mult cu stări de spirit decât cu situații exterioare. Acestea îți reflectă conștiința de sine și capacitatea de a face față lumii exterioare. Asta explică de ce se generalizează frica. Dacă ți-e frică să nu fii refuzat, asta îți va afecta aproape fiecare zonă a vieții, prietenii, relațiile intime, interviurile pentru un loc de muncă și așa mai departe. Refuzul e refuz, nu contează unde se găsește. Așa că începi să te protejezi și, drept rezultat, te limitezi mult. Începi să te închizi în tine și să blochezi lumea din jurul tău. Mai ascultă odată lista cu nivelul 2 și vei vedea cum oricare dintre aceste temeri poate să-ți influențeze grav multe sectoare ale vieții. Nivelul 3 ajunge la esența problemei. Cea mai mare frică dintre toate, cea care te ține blocat cu adevărat. Ești pregătit? Frica de nivel 3. Nu fac față. Asta e tot? Asta e marea scofală, s-ar putea să întrebi. Știu că ești dezamăgit și că îți doreai ceva mult mai dramatic de atât. Dar adevărul este că la baza fiecăreia dintre temerile tale se află doar frica că nu vei face față la ce îți oferă viața. Hai să verificăm. Temerile de nivel 1 se transpun în nu fac față bolii, nu fac față unei greșeli, nu fac față pierderii locului de muncă, nu fac față îmbătrânirii, nu fac față singurătății, nu fac față să nu mă fac de râs, nu fac față să nu obțin locul de muncă, nu fac față să-l pierd sau să o pierd, nu fac față să-mi pierd banii, etc. Temerile de nivel 2 se transpun în nu fac față responsabilităților care vin odată cu succesul, nu fac față eșecului, nu fac față refuzului, etc. Acelea de nivel 3, simplu, nu fac față. Adevărul e că, dacă ai ști că poți să faci față la orice îți apare în cale, de ce ar putea să-ți mai fie frică? Răspunsul este, de nimic. Știu că probabil încă nu sari în sus de bucurie, dar crede-mă când îți spun că ți-am dat o veste foarte importantă. Ceea ce tocmai ți-am spus înseamnă că poți să faci față tuturor temerilor, fără să fie nevoie să controlezi nimic din lumea exterioară. Asta ar trebui să fie o imensă ușurare. Nu mai trebuie să controlezi ce face perechea ta, ce fac prietenii tăi, ce fac copiii tăi sau ce face șeful. Nu trebuie să controlezi ce se întâmplă la interviu, ce se întâmplă la locul de muncă, ce se întâmplă în noua ta carieră, ce se întâmplă cu banii tăi sau ce se întâmplă la bursa de valori. Ca să-ți diminuezi temerile, nu trebuie decât să-ți dezvolți mai mult încrederea în propria capacitate de a face față la orice îți apare în cale. Insist asupra acestei probleme, fiindcă este atât de importantă. Din această clipă, de câte ori ți-e frică, amintește-ți că e din cauză că nu ai destulă încredere în tine. Continuă apoi prin a folosi una sau mai multe unelte din audiobook-ul de față pentru a-ți construi încrederea în tine. Ai sarcina schițată clar. N-ai niciun motiv să te simți confuz. Am fost rugat adesea să explic de ce avem atât de puțină încredere în noi înșine. Nu prea știu răspunsul la această întrebare. Știu că unele tipuri de frică sunt instinctuale și sănătoase și ne păstrează vigilenți față de necazuri. Restul, cele care ne frânează dezvoltarea personală, sunt inadecvate și destructive și pot fi puse probabil pe seama educației. N-am auzit în viața mea o mamă care să-i strige copilului pe când acesta pleacă la școală: "Săriști mult astăzi, dragul mamei!" Mult mai probabil o să-i transmită copilului: "Să ai grijă, dragul mamei." Acest "să ai grijă" este încărcat cu un dublu mesaj. Lumea e foarte periculoasă și tu nu vei putea să-i faci față.
Bineînțeles că ceea ce spune de fapt mama este: dacă ție ți se întâmplă ceva, eu n-aș face față. Vezi tu, ea doar își transferă lipsa de încredere în propria abilitate de a se ocupa de ce apare în drum. Îmi amintesc cum îmi doream cu disperare să am o bicicletă cu două roți și refuzul mamei de a-mi cumpăra una. Răspunsul ei la cererea mea disperată era mereu același: te iubesc prea mult. Nu vreau să ți se întâmple ceva. Am tradus asta astfel: nu ești suficient de competentă să te descurci cu o bicicletă cu două roți. Acum că am crescut și am devenit mai înțeleaptă, îmi dau seama că ea spunea de fapt: dacă ți se întâmplă ceva, eu voi fi terminată. Mama asta mea, prea protectoare, se afla odată la terapie intensivă după o operație serioasă cu tuburi pe nas și gât. Când mi s-a spus că e timpul să plec, i-am șoptit la ureche, fără să știu dacă mă aude, că o iubesc și că o să mă întorc mai târziu. Pe când mă îndreptam spre ușă, am auzit o șoaptă slabă în spatele meu spunând: ai ghicit, ai grijă. Chiar și în amețeala de după anestezie, ea tot îmi trimitea avertizări privind nenorocirile. Știu că ea e reprezentativă pentru un procent uriaș de mame. Având în vedere cu câte ai grijă ne-au bombardat părinții noștri, e de mirare că reușim măcar să ieșim pe ușă. În afară de conexiunile acestea ce par evidente, cauza temerilor noastre se găsește probabil altundeva. Dar chiar contează de unde ne vine îndoiala de sine? Eu cred că nu. Abordarea mea nu constă în analiza cauzelor și motivelor din zonele cu probleme ale minții. E adesea imposibil să-ți dai seama care sunt, de fapt, cauzele modelelor negative. Și chiar dacă le-am cunoaște, cunoașterea nu le-ar schimba în mod obligatoriu. Eu cred că dacă ceva te deranjează, începe pur și simplu de unde te afli și întreprinde acțiunile necesare pentru schimbare. În cazul nostru, știi că nu-ți place că lipsa de încredere în tine te oprește să obții ce vrei de la viață. Cunoașterea acestui fapt creează un focus clar, aș zice chiar de precizia unui laser, asupra ceea ce trebuie schimbat. Nu trebuie să-ți irosești energia întrebându-te de ce, nu contează. Contează doar să începi să-ți dezvolți încrederea în tine, până vei ajunge în punctul în care vei fi capabil să spui: orice mi s-ar întâmpla, în orice situație, pot să fac față. Parcă l-aud pe Toma necredinciosul spunând: ei, haide acum, cum faci față paralizării, morții unui copil sau cancerului? Îți înțeleg scepticismul. Amintește-ți că am fost și eu odată Toma necredinciosul. Doar ascultă în continuare și lasă audiobook-ul să curgă. Dă-ți o șansă folosind uneltele furnizate în audiobook-ul de față. Pe măsură ce faci asta, vei constata că te apropii din ce în ce mai mult de un nivel de încredere în sine atât de înalt, încât îți vei da seama în cele din urmă că poți face față la orice ți-ar apărea în cale. Să nu-ți scoți niciodată din minte aceste patru cuvinte mici, probabil cele mai importante cuvinte pe care le vei auzi vreodată: pot să fac față! Janet încă așteaptă ca frica să dispară. Întotdeauna planificase să se întoarcă la colegiu după ce copiii ei aveau să meargă la școală, dar acum își dă seama că au trecut 4 ani de când cel mai mic a început clasa 1. De atunci au apărut scuze noi: vreau să fiu acasă când se întorc copiii de la școală. Chiar n-avem banii necesari. Soțul meu se va simți neglijat. Deși e adevărat că trebuie rezolvate unele probleme logistice, nu acesta este motivul pentru ezitarea ei. De fapt, soțul ei e dispus să o ajute din toate puterile, îl preocupă neliniștea ei și o încurajează adesea să-și îndeplinească visul de o viață, de a deveni designer vestimentar. De câte ori Janet se gândește să sune la colegiul local să programeze un interviu, ceva o oprește. O să sun când n-o să mai fiu atât de înspăimântată. O să sun când o să mă simt un pic mai bine în pielea mea. Probabil că Janet are de așteptat foarte mult timp. Problema este că gândirea ei e greșită. Logica pe care o folosește ea o programează automat pentru eșec. Nu va trece niciodată de bariera temerii dacă nu-și conștientizează gândirea defectuoasă. Ea pur și simplu nu vede ce este evident pentru cei care acționează. Nici eu n-am văzut până n-am fost nevoită. Înainte de divorțul de primul soț,
Era mai degrabă un copil, dându-i voie să preia aspectele practice ale vieții mele. După divorț, n-am avut decât să încep să fac totul singură. Chestii mărunte precum repararea aspiratorului de una singură mi-au adus satisfacții enorme. Prima seară când am avut invitați la cina acasă de una singură a reprezentat un salt uriaș. Ziua în care am rezervat bilete pentru prima mea excursie fără un bărbat a fost o zi de sărbătoare. Pe măsură ce am început să fac totul singură, am început să simt dezvoltându-se gustul delicios al încrederii în sine. Nu era totul comod, de fapt, multe erau incomode. M-am simțit ca un copil care învață să meargă și cade frecvent. Dar cu fiecare pas, m-am simțit un pic mai sigură pe capacitatea mea de a mă descurca în viață. Pe măsură ce încrederea mea creștea, am tot așteptat ca frica să dispară. Cu toate acestea, de fiecare dată când mă aventuram pe un teritoriu nou, eram înspăimântată și nesigură pe mine. Păi continuă să ieși în lume, mi-am spus. Până la urmă, frica va dispărea. N-a dispărut niciodată. Într-o zi mi s-a aprins un beculeț în cap, când mi-am dat seama de următorul adevăr. Adevărul 1. Frica nu va dispărea niciodată cât timp continui să mă dezvolt. Cât timp continui să ies în lume, cât timp continui să-mi dezvolt aptitudinile, cât timp continui să-mi asum riscuri noi pentru a-mi îndeplini visurile, o să simt frica. Ce mai revelație! La fel ca Janet și la fel ca mulți dintre voi, cei ce ascultați audiobook-ul de față, am crescut așteptând ca frica să dispară, înainte să-mi asum riscuri. Când n-o să mai fie frică, atunci. O mare parte din viața mea am jucat jocul când, atunci. Și n-a mers niciodată. Și încă o dată, probabil că n-o sari în sus de bucurie. Sunt conștientă că această revelație nu e chiar cea pe care îți doreai să o auzi. Dacă ești precum cursanții mei, sperai ca vorbele mele înțelepte să-ți facă temerile să dispară în mod miraculos. Îmi pare rău să-ți spun că nu așa merge treaba. Pe de altă parte, în loc să te gândești la asta ca la o dezamăgire, privește-o ca pe ușurare că nu va mai trebui să muncești din greu să scapi de frică. Nu va dispărea, nu te îngrijora. Relația ta cu frica se va schimba în mod dramatic pe măsură ce îți dezvolți încrederea în sine prin exercițiile sugerate de aici înainte. Nu mult după ce am descoperit adevărul 1, am făcut o altă descoperire importantă care a contribuit enorm la dezvoltarea mea. Adevărul 2. Singura modalitate de a scăpa de frica de a face ceva este să-i dau drumul și să o fac. Pare opus adevărului 1 și cu toate acestea nu este. Frica de anumite situații a dispărut când, în sfârșit, m-am confruntat cu ele. Acțiunea vine înainte ca frica să dispară. Pot exemplifica asta prin relatarea primei mele experiențe de predare pe când studiam pentru doctorat. Nu eram cu mult mai mare decât cursanții mei și le predam o materie în care aveam cunoștințe îndoielnice. Psihologia înaintării în vârstă. Am așteptat prima oră de curs cu un sentiment groaznic de teamă. În timpul celor 3 zile dinaintea cursului, mi-am simțit stomacul de parcă eram în roller coaster. Mă pregătisem lucrând 8 ore pentru un curs de o oră. Îmi scrisesem de mână suficient material pentru 3 prelegeri. Nimic din toate astea nu mi-a înlăturat frica. Când a sosit prima zi de curs, m-am simțit de parcă eram trimisă la ghilotină. Stând în fața cursanților, îmi simțeam inima bubuind și genunchii tremurând. Cumva am trecut de acea lecție, fără să o aștept însă cu exaltare pe cea de-a doua săptămâna următoare. Din fericire, data următoare a fost mai ușor. Dacă n-ar fi fost așa, aș fi renunțat definitiv să mai predau. Am început să mă familiarizez cu chipurile din clasă și să leg câteva nume de chipuri. Al treilea curs a mers și mai bine decât al doilea pe măsură ce am început să mă relaxez și să mă las dusă de valul cursanților. Pe la a 6-a sesiune, efectiv de-abia așteptam să stau în fața clasei. Interacțiunea cu cursanții mei era stimulantă și provocatoare. Într-o zi, pe când mă apropiam de clasa atât de temută odată, mi-am dat seama că nu mai mi-era frică. Frica se transformase într-o plăcută anticipare. A trebuit să predau un număr de cursuri diferite înainte să intru în clasă, fără notițe voluminoase,
Dar a venit și ziua în care nu mai aveam în mână decât un conspect de o pagină cu ce intenționam să cuprind în acea lecție. Mi-am dat seama cât de departe ajunsesem. Chiar dacă îmi fusese frică, acționasem. Prin urmare, am scăpat de frica de a preda. Cu toate acestea, când m-am mutat cu predarea în arena televiziunii, am simțit iar frica, până când faptul de a acționa destul de des m-a eliminat teama de a apărea la televizor. Asta este. O altă parte a jocului când atunci, pe care obișnuiam să-l joc, avea de-a face cu respectul de sine. Când o să mă simt mai bine în pielea mea, atunci o voi face. Aceasta este o altă greșeală la ordinea zilei. Mă tot gândeam că dacă mi-aș putea îmbunătăți imaginea de sine, atunci frica ar dispărea, iar eu aș putea să încep să realizez lucruri. Nu știam exact cum avea să mi se îmbunătățească imaginea de sine. Poate înaintând în vârstă și devenind mai înțeleaptă, prin feedback din partea altor oameni sau printr-un miracol care m-ar fi făcut să mă simt grozav în pielea mea. Realmente, mi-am cumpărat o cataramă de curea pe care era scris I'm terrific. Sunt grozavă. Gândindu-mă că prin osmoză, voi prelua și eu mesajul. Poate că toate astea au ajutat un pic. Totuși, diferența a făcut o senzație de realizare pe care am simțit-o răzbătând prin frică și făcând totul singură. În sfârșit, asta a devenit clar. Adevărul 3. Singura modalitate de a mă simți mai bine în propria piele este să-i dau drumul și să acționez. Acțiunea vine înainte de a te simți mai bine în propria piele. Când realizezi ceva, nu numai că teama de acea situație dispare, dar obții și un bonus mare. Faci foarte mult pentru dezvoltarea propriei încrederi în sine. Totuși, e destul de previzibil că atunci când, în sfârșit, stăpânești bine ceva și ai scăpat de frică, te vei simți atât de bine încât vei decide că mai sunt și alte chestii pe care vrei să le îndeplinești și, ghici ce, frica apare din nou când te pregătești să întâmpini o nouă provocare. În timpul workshop-urilor și seminarelor pe care le-am frecventat în primele mele etape de confruntare cu frica, am fost ușurată să aflu altceva ce m-a făcut să mă simt infinit mai bine în propria piele. Adevărul 4. Nu numai eu voi simți teama când mă voi afla pe un teritoriu necunoscut, ci toată lumea o va simți. Mi-am zis, vrei să spui că toți oamenii aceia pe care îi invidiam pentru că nu le e frică să-și ducă viețile mai departe, de fapt se temeau și ei? De ce nu mi-a spus și mie cineva? Probabil fiindcă n-am întrebat niciodată. Eram sigură că sunt singura persoană care se simte ne la locul ei. Când mi-am dat seama că nu eram singură, a fost o mare ușurare pentru mine. Tot restul lumii îmi ținea companie. Îmi amintesc de un articol din ziar pe care l-am citit cu ani în urmă despre Ed Koch, primarul aparent neînfricat al New Yorkului. Articolul povestea cum trebuise el să învețe să danseze step pentru un eveniment publicitar alături de ansamblul unui spectacol de pe Broadway. Profesorul lui povestea că primarul era îngrozit. Asta era greu de crezut. Un om care se confruntase adesea cu mulțimi de oameni furioși, care luase multe decizii ce afectau milioane de vieți omenești, care se prezentase în fața publicului în cursa pentru primărie și era frică să învețe un simplu pas de dans. Dacă ești conștient de adevărurile temerii, frica primarului nu va constitui o surpriză. Dansul step era o activitate care îl punea la încercare într-un mod nou și bineînțeles că avea să fie înspăimântat. De îndată ce exersa și stăpânea rutina, frica avea să dispară, iar încrederea în sine avea să crească. Putea să-și mai pună încă o pană la pălărie, ca să zicem așa. Pur și simplu, așa merge treaba pentru noi toți. În virtutea faptului că suntem cu toții oameni, avem aceleași simțăminte. Frica nu reprezintă o excepție. În ziare, reviste, cărți și la televizor apar multe povești similare cu cea a primarului Koch. Până când nu te pui în legătură cu adevărurile temerii, vei auzi și vei vedea aceste povești și nu vei observa principiile de bază funcționând. Nu vei asocia niciodată experiențele celorlalți, în special ale celebrităților, cu viața ta.
Ai putea crede că sunt norocoși pentru că nu se tem săriște. Nu-i așa? Ei a trebuit să răzbată printr-o frică uriașă pentru a ajunge acolo unde se află azi. Și încă mai răzbat. Cei care au făcut față cu succes fricii toată viața lor se pare că au știut, conștient sau inconștient, mesajul acestui audiobook. Simte frica, dar acționează. Un prieten al meu, om de succes, care s-a ridicat prin propriile puteri și n-a permis ca ceva să-l oprească din drum, s-a gândit într-o zi la denumirea cursului meu, a dat din cap și a zis: da, cred că așa mi-am trăit eu viața din totdeauna, fără să-mi dau seama conștient că asta fac. Nu mi-aduc aminte să nu-mi fi fost frică, dar nu mi-a trecut niciodată prin minte că frica ar putea să mă oprească să-mi asum riscurile necesare pentru a obține ce-mi doream. Am mers pur și simplu înainte și am făcut tot ce trebuia ca să-mi pun ideile în practică, în ciuda temerii. Dacă n-ai avut succes în a-ți controla frica, probabil că n-ai aflat niciodată adevărurile temerii și ai interpretat-o ca pe un semnal de retragere, în loc să o interpretezi ca pe o undă verde și să mergi înainte. Ai avut tendința să joci jocurile când, atunci, pe care le-am menționat mai devreme. Ca să găsești o cale de scăpare din închisoarea autoimpusă, nu trebuie decât să-ți reeduci gândirea. Primul pas în reeducarea gândirii este să spui adevărurile temerii cel puțin de 10 ori pe zi în următoarea lună. După cum vei descoperi în curând, pentru reeducarea gândirii defectuoase e nevoie de repetiții constante. Nu e suficient să știi adevărurile temerii. Trebuie să te hrănești cu ele în permanență până devin parte din ființa ta, până începi să-ți schimbi comportamentul și să te îndrepți către scopurile dorite în loc să te retragi. Mai târziu voi vorbi mai mult despre motivul pentru care repetiția este importantă. Deocamdată, ai încredere în mine și repetă adevărurile temerii de nenumărate ori. Totuși, înainte să începi, aș vrea să adaugi pe listă un adevăr al temerii foarte important. Probabil că deja te întrebi: de ce m-aș face să trec prin neplăcerea de a-mi asuma riscuri? De ce să nu continui să-mi trăiesc viața așa cum i-am trăit-o și până acum? S-ar putea ca răspunsul meu la această întrebare să ți se pară surprinzător. Acesta este adevărul 5. Să răzbați prin frică este mai puțin înspăimântător decât să trăiești cu frica fundamentală ce provine din sentimentul de neputință. Repetă-ți-l din nou. Știu că e greu de înțeles la început. Spune că nu contează cât de în siguranță ne-am simțit fiecare dintre noi în micul cocon pe care ni l-am construit. Trăim conștient sau inconștient cu teama că ziua judecății va veni în cele din urmă. Cu cât ne simțim mai neajutorați, cu atât mai sever este sentimentul de groază din străfundul tău, care provine din conștientizarea faptului că există situații în viață asupra cărora n-avem control, cum ar fi moartea soțului sau soției sau pierderea unui loc de muncă. Ne trezim că devenim obsedați de posibile catastrofe. Și dacă frica se impregnează în viețile noastre, aceasta este ironia adevărului temerii 5. Oamenii care refuză să-și asume riscuri trăiesc un sentiment de groază, care este mult mai sever decât cel pe care l-ar simți dacă și-ar asuma riscurile necesare pentru a nu se mai simți atât de neajutorați. Numai că ei nu știu asta. Pot să exemplific asta prin cazul lui Janice, o casnică de vârstă mijlocie, care și-a planificat viața în așa fel încât să evite cât de mult posibil asumarea riscurilor. S-a căsătorit cu un om de afaceri de succes care se ocupa de viețile amândurora. Jenny s-a îngăduit această situație, întrucât era mai comod pentru ea să nu se expună niciodată riscurilor. Dar, așa cum spune proverbul, viața este ceea ce se întâmplă atunci când noi ne-am făcut alte planuri. La vârsta de 53 de ani, soțul ei, Dick, a suferit un accident vascular, care l-a lăsat aproape infirm. Într-o zi, cineva avea în întregime grijă de ea, iar a doua zi, ea era cea care avea grijă de cineva. Tranziția n-a fost ușoară. După ce s-a luptat cu furia lui, de ce mi s-a întâmplat mie una ca asta,
a început să accepte faptul că acum ea era responsabilă atât de supraviețuirea ei, cât și de cea a soțului ei. Amorțită, a învățat de nevoie despre afacerea lui, cum să ia decizii privind sănătatea lui și să se trezească în fiecare dimineață cu înțelegerea faptului că acum totul depindea de ea. După o vreme, amorțeala s-a dus, ceața s-a limpezit, iar ea a descoperit o senzație profundă de liniște, pe care nu mai simțise până atunci. A început să-și dea seama ce preț greu a plătit pentru că se lăsase întreținută. Înainte de accidentul vascular al soțului ei, gândirea lui Jenny era impregnată de întrebarea și dacă... Întotdeauna își făcea griji pentru viitor, fără să se bucure de prezent. Trăise cu spaima fundamentală. Dumnezeule, și dacă îi se întâmplă ceva rău? Le spusese adesea prietenelor ei. Sper să mor eu înaintea lui. N-aș putea să trăiesc fără el. Și chiar credea că n-ar fi putut, ceea ce este o modalitate nesatisfăcătoare de a trăi viața. Toate acestea s-au schimbat când a găsit forța pe care n-a crezut niciodată că o posedă. Acum știe răspunsul la întrebarea sa și dacă... Răspunsul este, o să fac față. Jenny nu și-a dat seama că trăise cu spaima toată viața până când acea spaimă n-a dispărut. Temerile noi erau nimic pe lângă cele vechi legate de supraviețuire. Soțul ei și-a revenit destul acum pentru ca ei să ducă o viață satisfăcătoare împreună. Și el s-a confruntat cu una dintre cele mai mari temeri ale lui, cea de a deveni infirm. Și el și-a primit răspunsul la întrebarea și dacă, care era tot, o să fac față. Amândoi au făcut față grozav. De fapt, prin intermediul acestei experiențe, au învățat ce înseamnă cu adevărat iubirea. De acum ai înțeles despre ce este vorba. Nu putem să scăpăm de frică. Putem doar să o transformăm într-un companion care ne însoțește în toate aventurile noastre palpitante. Aceasta nu este o ancoră care ne ține pironiți într-un loc. Unii oameni mi-au spus că lor nu le este frică niciodată, dar când îi iau la întrebări, se dovedește că între noi e doar o diferență de semantică. Da, se simt câteodată neliniștiți sau anxioși. Pur și simplu nu au catalogat asta niciodată ca frică. Din câte știu eu, tuturor le e frică pe măsură ce înaintează în viață. E absolut posibil să existe pe lume niște suflete evoluate care nu simt niciodată frica, dar eu una nu le-am întâlnit. Dacă o voi face, promit să redevin o elevă zeloasă și să mă întorc să vă raportez care sunt secretele lor. Vedeți voi, la un nivel profund, eu știu că n-are de ce să-mi fie frică. Nivelul de suprafață e cel care trebuie convins. Între timp am învățat că, chiar dacă mi-e frică, acționez. Devine irelevant dacă mi-e frică sau nu când acționez. Viața mea va funcționa oricum, la fel ca și a voastră. 5 adevăruri despre frică. 1. Frica nu va dispărea niciodată cât timp eu continui să mă dezvolt. 2. Singura modalitate de a scăpa de frica de a face ceva este să-i dau drumul și să o fac. 3. Singura modalitate de a mă simți mai bine în propria piele este să-i dau drumul și să acționez. 4. Nu numai eu voi simți frica atunci când mă aflu pe un teritoriu necunoscut, ci toată lumea o va simți. 5. Să răzbați prin frică este mai puțin înspăimântător decât să trăiești cu frica fundamentală ce provine din sentimentul de neputință. Ultimul capitol a dezvăluit o informație cu adevărat crucială, și anume, dacă tuturor le e frică atunci când întreprind ceva nou în viață, și cu toate acestea atât de mulți acționează în ciuda temerii, trebuie să tragem concluzia că nu frica este problema. Evident că adevărata problemă n-are nimic de a face cu frica în sine, ci mai curând cu modul în care ne-o stăpânim. Pentru unii, frica este irelevantă. Pentru alții, creează o stare de paralizare. Primii își stăpânesc frica de pe o poziție de putere, alegere, energie și acțiune, iar ultimii o stăpânesc de pe o poziție de durere,
neputință, depresie și paralizare. Graficul din ilustrația 1 din broșură arată această idee. Aceasta se găsește atât la rubrica Broșuri, de pe site-ul editurii Act și Politon, cât și pe CD. Acolo se vede că secretul în a face față temerii îl constituie trecerea de pe o poziție a durerii pe una a puterii. Atunci, faptul că ți-e frică devine irelevant. Să vorbim despre cuvântul putere. Unii oameni spun că nu le place conceptul de putere și nu vor să aibă de-a face cu el. Este adevărat că în lumea noastră cuvântul putere are câteva conotații negative. Acesta sugerează adesea control asupra celorlalți și, din păcate, este adesea folosit greșit. Genul de putere despre care vorbesc eu este cu totul diferit. De fapt, acesta te face să-i manipulezi mai puțin pe cei din jurul tău și, cu siguranță, te face mai iubitor. Vorbesc despre puterea din interiorul sinelui. Asta înseamnă puterea asupra percepțiilor despre lume, puterea asupra modului în care reacționezi la situațiile din viața ta, puterea de a face ce este necesar pentru dezvoltarea de sine, puterea de a crea bucurie și satisfacție în propria viață, puterea de a acționa și puterea de a iubi. Acest gen de putere n-are nimic de a face cu altcineva. Nu este egocentrism, ci o iubire de sine sănătoasă. De fapt, egocentricii nu se simt deloc puternici, de aici rezultând nevoia lor imperioasă de a-i controla pe cei din jur. Lipsa lor de putere îi ține într-o stare de frică perpetuă, de vreme ce supraviețuirea lor depinde de lumea înconjurătoare. Nimeni nu este mai lipsit de capacitatea de a oferi iubire decât cineva care nu are putere. Asemenea oameni își petrec viața secătuindu-i pe ceilalți. Nevoia lor creează tot felul de comportamente manipulatoare. De la durere la putere. Genul de putere despre care vorbesc eu te lasă liber, de vreme ce nu depinzi de restul lumii să te completeze. Asta nu reprezintă priceperea de a determina pe altcineva să facă ce vrei tu să facă. Reprezintă priceperea de a te determina pe tine însuți să faci ce vrei să faci. Dacă nu posezi acest gen de putere, îți pierzi liniștea sufletească. Te afli într-un loc vulnerabil. Am aflat că femeilor le displace mai mult decât bărbaților ideea de putere, din motive evidente. Bărbații au fost formați să creadă că e bine să fii puternic. Femeile au fost formate să creadă că nu este feminin și atractiv să fii puternică. Experiența mea spune că nimic nu poate fi mai departe de adevăr. O femeie sigură pe ea, care își ține viața sub control, atrage ca un magnet. Este atât de plină de energie pozitivă, încât oamenii vor să fie în preajma ei. Totuși ea poate deveni demnă de încredere și iubitoare pentru cei din jur, numai când a devenit puternică în interiorul ei. Adevărul este că iubirea și puterea sunt legate una de cealaltă. Înarmat cu putere, poți să începi să-ți deschizi inima. Fără putere, iubirea e deformată. Pentru femeile care ascultă audiobook-ul de față, un antidot bun pentru orice conflict interior dintre putere și feminitate este să vă repetați de cel puțin 25 de ori dimineața la prânz și seara: eu sunt puternică și eu sunt iubită. Și eu sunt puternică și eu sunt iubitoare. O variantă energizantă este: eu sunt puternică și iubesc asta. Rostește aceste enunțuri cu voce tare chiar acum. Simte energia pe care o transmit cuvintele. Repetiția lor constantă va ajuta conceptele de putere și iubire să devină mai compatibile și cu siguranță mai confortabile. Acum că am explicat despre ce gen de putere vorbesc, haideți să analizăm modul de a folosi în viața de zi cu zi ideea de la durere la putere. Primul pas este să creezi un grafic de la durere la putere, precum cel din ilustrația 2 din broșură. Dacă privim continuumul de la durere la putere,
Vedem că cei mai mulți dintre noi se situează undeva la mijlocul graficului. Nu suntem cu totul neputincioși în fața temerilor noastre, dar n-avem chiar o senzație de putere și entuziasm și nici nu alergăm rapid spre scopurile noastre. Pare că apucăm calea abruptă care străbate muntele, cărând două geamantane și un pepene în loc să zburăm pe aripile vulturilor. Așa cum a spus odată un alt înțelept din vechime, poteca este netedă. De ce îți arunci singur bolovan în drum? Folosind graficul de la durere la putere, drept cadru de referință, poți începe să dai la o parte pietrele din calea ta. Următorii pași vor ajuta în procesul de eliberare a drumului. 1. Desenează graficul de la durere la putere la scară mare și pune-l pe perete. Simplul act de a-l desena la scară mare te va face să te simți puțin mai puternic. Deja acționezi! Ține minte că mare parte a secretului trecerii de la durere la putere îl reprezintă acțiunea. Acțiunea este foarte puternică. Odată ce graficul se află pe peretele tău, va servi drept reamintire constantă a locului în care vrei să ajungi în viață. De la durere la putere. Să fii conștient de asta reprezintă numai jumătate din bătălie. Graficul în format fizic te va ajuta de asemenea să te motivezi să te miști în direcția bună. 2. Doar ca să nu te iei prea în serios, ai putea să vrei să scrii undeva pe grafic îngerii zboară fiindcă au inima ușoară. Am auzit mai demult acest citat din Gilbert K. Chesterton și încă mă face să zâmbesc. Îmi reamintește în mod constant că poți să scapi de foarte mult bagaj dacă înveți să te joci cu viața în loc să te lupți cu ea. 3. Pune o pioneză pe locul din grafic în care crezi că te afli în acest moment al vieții. Te afli la mijloc, unde te simți câteodată deprimat și paralizat și alteori simți că deții controlul? Sau te situezi cu siguranță la extrema stângă, în care nu poți face mare lucru pentru a ieși din rutină? Sau poate că te afli deja în partea dreaptă, unde simți mai tot timpul că progresezi, într-adevăr, în viață, cu doar câteva zone la care mai trebuie să lucrezi. Mă îndoiesc că vreunul dintre cei care ascultă audiobook-ul de față și-a atins scopul de a dobândi puterea absolută asupra sinelui. Chiar și cei asemenea lui Buddha au zile proaste. Întotdeauna se găsesc experiențe care să pună la îndoială senzația de putere personală. 4. Uită-te în fiecare zi la grafic și întreabă-te. Mă văd în același loc? Sau m-am mișcat? Mută-ți pioneza la locul potrivit. 5. Dacă ții minte direcția în care vrei să mergi, te va ajuta să iei decizii legate de ce vrei să faci cu viața ta. Înainte de a întreprinde o acțiune în viață, întreabă-te. Mă va muta această acțiune către o poziție mai bună spre putere? Dacă nu face, te vei gândi de două ori înainte de a o întreprinde. Un avertisment. Dacă continui oricum ar fi, știind că acțiunea te va ține pe loc într-o poziție a durerii, nu te supăra pe tine însuți pentru asta. Observă doar unde nu ți-asumi responsabilitatea. Data viitoare poți să iei o decizie diferită. Folosește-ți greșelile ca pe niște experiențe de învățare. Ține minte că de câte ori te superi pe tine însuți pentru o acțiune întreprinsă, te menții pe partea durerii. 6. Fă din folosirea graficului ceva amuzant. Dacă îl folosești ca pe un joc, te va face să iei ușor situația. Dacă ai copii, pot și ei să-și creeze propriile grafice și poți să transformi experiența creșterii într-un joc de familie. 7. S-ar putea să vrei să faci grafice diferite pentru diferite zone ale vieții tale. Pentru a fi puternic cu adevărat, trebuie să-ți controlezi toate aspectele vieții. Munca, relațiile, mediul, corpul și așa mai departe. Adesea, oamenii sunt foarte puternici în anumite sectoare ale vieții și sunt jalnici în altele. De exemplu, eu sunt foarte puternică din punct de vedere al carierei, dar trebuie să mai lucrez la sectorul exercițiului fizic. Observă că mișcarea pe grafic este determinată numai de propriul tău simț intuitiv, care îți spune cât de mult ai progresat în a dobândi mai multă putere în viață.
Nimeni altcineva nu poate să aprecieze asta, cu toate că ar putea să încerce. Deși viața ta s-ar putea să arate exact la fel pentru lumea din jur, sentimentul tău de liniște și dezvoltare sufletească este cel care hotărăște unde te afli pe grafic. Este un sentiment eminamente lăuntric. S-ar putea să te întrebi dacă trebuie să depui chiar atâtea eforturi pentru a te pune în mișcare. Ai încredere în mine. Trebuie. La început, ai nevoie de toate trucurile posibile pentru a-ți reaminti unde trebuie să ajungi. Nu devii mai puternic fără să te concentrezi asupra puterii. După cum ți-ai dat seama de acum, să știi ce să faci nu înseamnă că și faci, sau de fapt că îți aduci aminte să faci. Pentru a te ajuta pe calea de la durere la putere, este important să-ți dezvolți un vocabular de la durere la putere. Modul în care folosești cuvintele are un impact enorm asupra calității vieții tale. Unele cuvinte sunt destructive, altele îți dau putere. Alege să treci la un vocabular de la durere la putere, precum cel din ilustrația 3 din broșură. Nu pot sugerează că nu ai control asupra vieții. În vreme ce nu vreau, pune situația în sfera alegerilor. Din acest moment, scoate-l pe nu pot din vocabular. Când îi transmiți subconștientului mesajul nu pot, subconștientul chiar te crede și înregistrează în computerul său slab, slab, slab. Subconștientul tău crede numai ce aude, nu ce este adevărat. S-ar putea să spui nu pot pur și simplu pentru a scăpa de o invitație la cină, ca de exemplu, nu pot să vin la cină în seara asta, trebuie să mă pregătesc pentru ședința de mâine. Dar subconștientul tău înregistrează, e slab. De fapt, nu pot să vin la cină este un neadevăr. Adevărul este că pot să vin la cină, dar aleg să fac ceva ce are prioritate mai mare în acest moment. Dar subconștientul nu poate să distingă diferența și înregistrează tot slab. Deși s-ar putea să-ți dorești să fii mai delicat față de gazda ta, în loc să rostești afirmația de mai sus, poți totuși să eviți cuvintele nu pot. Mi-ar plăcea să vin la cină, dar am o ședință importantă mâine. M-aș simți mai bine dacă m-aș duce bine pregătit, așa că o să te refuz pentru astă seară. Dar sper să mă mai inviți altă dată. Această afirmație este adevărată, are integritate și putere. Subconștientul te aude afirmându-ți prioritățile cu claritate și alegând rezultatul care servește dezvoltării personale. Alegând astfel, nu rămâi victima neajutorată a întâlnirii. Ar trebui este un alt pierzător și acesta sugerează că nu poți să alegi în viață. Aș putea este mai puternic. Aș putea să-mi vizitez mama, dar astăzi aleg să mă duc la film. Această afirmație pune lucrurile în sfera alegerilor, în loc de cea a obligațiilor. Pot să-mi vizitez mama sau să mă duc la film. Cred că azi o aleg pe mama. Ar trebui aduce sentimente de vinovăție și supărare, emoții care te seacă. De câte ori pronunți cuvintele ar trebui, rămâi fără putere. Nu-i vina mea este o altă frumusețe de afirmație. Din nou, par neputincios. E mai bine să-ți asumi responsabilitatea pentru orice ți se întâmplă în viață, decât să fii veșnic victimă. Nu e vina mea că m-am îmbolnăvit. Nu e vina mea că mi-am pierdut locul de muncă. Dacă ești dispus să-ți asumi responsabilitatea, atunci ar trebui să-ți dai seama ce ai putea schimba pe viitor. Referitor la boală, spune: sunt total responsabil pentru boala mea. Să vedem ce pot să fac pentru a o preveni de acum înainte. Pot să-mi schimb dieta. Pot să reduc stresul. Pot să nu mai fumez. Pot să dorm suficient. Și așa mai departe. Să vezi cât de puternic vei deveni. La fel se întâmplă și cu locul de muncă pierdut. Dacă ești responsabil, data viitoare poți să fii mai bine pregătit. Poți să-ți dai seama ce s-a schimbat. Deții controlul. De fiecare dată când observi că deții mai mult controlul asupra vieții tale, te muți spre o poziție de putere, care îți va reduce în cele din urmă nivelul temerii. E o problemă, este o altă expresie care te slăbește. Este apăsătoare și negativistă. Este o oportunitate, deschide ușa dezvoltării.
De fiecare dată când vezi darul din obstacolele vieții, vei putea să faci față situațiilor dificile într-un mod plin de satisfacții. De fiecare dată când ai șansa de a-ți extinde capacitatea de a face față lumii înconjurătoare, devii cu atât mai puternic. Sper este o altă expresie de victimă. Știu are mai multă putere. Eu sper că voi obține un loc de muncă. Eu știu că voi obține un loc de muncă. Ce diferență? Prima afirmație îți garantează neliniște și nopți nedormite. A doua poartă în ea liniște și calm. Dar dacă este plicticos, poți să auzi miorcăiala din spatele lui. Data viitoare sugerează că ai învățat ceva din situație și altă dată vei pune în aplicare cele învățate. De exemplu, dar dacă nu i-aș fi spus așa ceva lui Tom, poate fi reformulată ca: am învățat că Tom este sensibil în legătură cu acest subiect. Data viitoare voi fi mai atent. Ce o să mă fac? Poți să auzi încă o dată smiorcăiala și frica sugerate de aceste cuvinte. Tu, la fel ca toți ceilalți, deții în interior resurse incredibile de putere, pe care nu le-ai folosit până acum. Ți-ar fi de folos să-ți pui: știu că am să fac față, n-am de ce să-mi fac griji, în loc de: mi-am pierdut locul de muncă, ce o să mă fac? Încearcă: mi-am pierdut locul de muncă, știu că am să fac față. E îngrozitor. E o vorbă aruncată în cele mai nepotrivite situații. De exemplu, mi-am pierdut portofelul, nu e îngrozitor? Ce e așa îngrozitor să pierzi un portofel? E cu siguranță o neplăcere, dar e departe de a fi îngrozitor. Am luat un kilogram în greutate, nu e îngrozitor? Nu e nici pe departe îngrozitor să iei un kilogram în greutate. Totuși, așa vorbim despre mărunțișurile din viața noastră. Iar subconștientul nostru înregistrează dezastru, dezastru, dezastru. Înlocuiește este îngrozitor cu e o experiență din care am învățat. Deși s-ar putea să te simți mai îndreptățit să spui e îngrozitor dacă o persoană dragă are cancer, ține minte că această atitudine îți răpește puterea de a face față situației. Sunt mulți cei care au învățat aspecte importante din această experiență. Eu știu, fiindcă sunt unul dintre acei oameni. Experiența mea cu cancerul m-a învățat multe chestii grozave despre mine și despre oamenii din jurul meu. Cel mai important, am aflat cât de iubită eram. Am văzut partea sensibilă a logodnicului meu, acum soțul meu, parte pe care n-o mai văzusem până atunci. Iar iubirea noastră a devenit incomensurabil mai profundă. Nu ne-am mai considerat unul pe celălalt ca fiind de la sine înțeleși. De asemenea, mi-am schimbat în bine multe aspecte ale vieții. Am început să am mai multă grijă ce mănânc. Am învățat cum să elimin furia, resentimentul și stresul care făcuseră parte din viața mea zilnică înainte de boală. Experiența mea cu cancerul ne-a dat mie și soțului meu șansa să contribuim cu ceva pe lume. Am scris un articol foarte pozitiv despre mastectomia mea, care știu că a fost de folos multor bărbați și femei. Eu și soțul meu am apărut împreună la televiziune pentru a ne povesti experiența, aducând alinare privitorilor. Așa că vezi tu, cancerul poate fi o experiență din care să înveți și o șansă să dăruiești. Ai înțeles? Încep să elimini din vocabular cuvintele îngrozitor, nu pot, probleme, conflicte. Poate că aceste diferențe semantice ți se par irelevante, dar te asigur că nu este așa. Nu numai sentimentul de sine se modifică odată cu un vocabular mai puternic, ci și prezența ta în lume. Oamenii care manifestă forță interioară sunt tratați diferit față de cei care par slabi. Cu cât ai un discurs mai puternic, cu atât mai mult vei fi o forță în lumea din jurul tău. Când începi să-ți monitorizezi vocabularul, poți să-ți aduci și mai multă putere în viață prin extinderea propriei zone de confort. Ce înseamnă asta? Cei mai mulți dintre noi funcționează în cadrul unei zone în care ne simțim bine și în afara căreia ne simțim inconfortabil. De exemplu, am putea să cheltuim $75 pe o pereche de pantofi, dar $100 ne-ar neliniști.
S-ar putea să fim dispuși să inițiem prietenii cu oamenii de la birou, care se află la același nivel cu noi în companie, dar ne-am simțit inconfortabil să facem la fel cu unul dintre superiori. Am putea să mergem să mâncăm singuri la restaurantul local de delicatese, dar ne-am simțit cu adevărat inconfortabil de unii singuri la un restaurant de lux. Am putea să cerem să ne fie mărit salariul cu 5.000 de dolari, dar 7.000 de dolari ne-ar face să dăm înapoi. Am putea să taxăm cu 30 de dolari pe oră serviciile pe care le oferim, dar simțim că nu merităm 35 de dolari. Și așa mai departe. Pentru fiecare dintre noi, zona de confort este diferită. Dar, chiar dacă suntem conștienți sau nu de asta, cu toții, bogați sau săraci, așezați mai jos sau mai sus pe scara socială, bărbați sau femei, luăm deciziile pe baza granițelor acestui spațiu confortabil. Îți sugerez ca în fiecare zi să faci ceva care să-ți lărgească acest spațiu. Sună pe cineva pe care ești intimidat să-l suni. Cumpără-ți o pereche de pantofi care costă mai mult decât ai fi plătit înainte. Cere ceva ce-ți dorești, ceva ce ți-a fost frică să ceri până acum. Asumă-ți câte un risc pe zi, o mișcare mică sau una îndrăzneață care te va face să te simți grozav odată ce ai făcut-o. Chiar dacă rezultatul nu e cel așteptat de tine, cel puțin ai încercat. N-ai stat pe loc, lipsit de putere. Vezi ce începe să se întâmple când îți extinzi zona de confort în ilustrația 4 din broșură. După cum arată desenul, cu fiecare risc asumat, devii mai puternic de fiecare dată când ieși din ceea ce simți că este confortabil. Întreaga viață ți se extinde pentru a îngloba mai mult din ce se află de experimentat pe lume. Când puterea ți se dezvoltă, la fel ți se dezvoltă și încrederea, astfel încât extinderea zonei de confort devine din ce în ce mai ușoară, în ciuda temerii pe care s-ar putea să o simți. Și amvergura riscurilor asumate se extinde. La început s-ar putea să te înscrii la un curs seral, după ce n-ai mai fost la școală de 15 ani. În cele din urmă, s-ar putea să te înscrii să obții diploma de absolvire. Te vei extinde deschizându-te, devenind mai mare, dar totul în ritmul propriu. Cât timp îți asumi aceste riscuri, nu contează cât de mici, te muți spre partea dreaptă a graficului de la durere la putere. În fiecare seară, înainte de culcare, planifică riscul pe care ți-l vei asuma a doua zi. Închide ochii și exersează-l în minte. Vizualizează-l cât de limpede poți. De asemenea, pe parcursul zilei, fii atent când eziți și începe să-ți planifici riscurile viitoare pe baza acestor observații. Dacă poți să-ți învingi ezitarea în momentul în care o constați, atunci e grozav. Ține minte! Cu cât îți extinzi mai mult zona de confort, cu atât mai puternic devii. Ține seama, riscurile despre care vorbesc nu includ fapte periculoase din punct de vedere fizic, cum ar fi viteza la volan sau consumul de droguri. Nu includ nici riscurile care aduc atingere drepturilor altor persoane, cum ar fi avansurile făcute pe rechii altcuiva. Și de altfel, nici jefuirea unei bănci. Nu numai că ai putea sfârși antipatizat, mort sau în închisoare, dar te vei și mișca spre stânga pe scara de la durere la putere. Acest gen de fapte nu-ți dau putere, fiindcă nu poartă în ele integritate sau iubire pentru sine sau pentru ceilalți. Fără aceste ingrediente este imposibil să-ți construiești sentimentul de respect de sine. Prin urmare, capacitatea ta de a face față temerii va fi diminuată considerabil. Așa că asumă-ți în fiecare zi numai acele riscuri care îți dezvoltă respectul de sine. Acestea sunt riscurile care îți îmbunătățesc capacitatea de a face față propriilor temeri. Extinde-te! 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 Chiar dacă simți sau nu, ai deja mai multă putere decât ți-ai imaginat. Cu toții avem. Când vorbesc despre trecerea de la durere la putere, nu vorbesc despre extragerea puterii dintr-o sursă externă. În lăuntrul tău, așteptând să iasă la iveală, se află o sursă incredibilă de energie, care este mai mult decât suficientă pentru ca tu să-ți creezi o viață plină de bucurie și satisfacție. Nu e nicio magie. Este vorba doar despre procesul de captare
a energiei aflată deja acolo, deși nu ești conștient de ea. Exercițiile din audiobook-ul de față sunt menite să te conducă spre această sursă uriașă de putere. Dacă le faci sau nu, reprezintă un indiciu bun pentru cât de dispus ești acum să accepți tot ce se află în interiorul tău. Dacă nu ești, nu te mustra prea tare. Ia-ți însă angajamentul că vei continua să lucrezi la asta. O cale de a o face este să asculți și să reasculți audiobook-ul de față și alte audiobook-uri de dezvoltare personală, până când vei scăpa de sistemul de credințe negative care te ține blocat în starea de neputință. Cei mai mulți dintre noi suntem plini de condiționări vechi, care ne mențin slabi. E nevoie de repetiție constantă pentru ca tipare noi și mai sănătoase să preia controlul. Ești proiectat în mod natural să-ți folosești puterea personală. Când nu o faci, resimți stări de neajutorare, paralizare și depresie, care sunt indiciul că ceva nu merge cum ar trebui. Și tu, la fel ca noi toți, meriți tot ce este grozav și captivant în viață, iar aceste sentimente ies la iveală numai când intri în contact cu sinele tău puternic.